Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Idei de afaceri, știți că din când în când... Idei de afaceri, da, mai ales în perioada asta. Orice bănuț contează. Important, dacă putem să avem mai multe slujbe, să mai facem un business mic, să mai câștigăm niște bănuți. Noi știți că ne gândim mereu la asta. Nu ne iese niciodată, dar suntem preocupați. Suntem foarte buni la teorie, suntem ca cei de pe toate rețelele astea de socializare, care ne învață să facem bani din absolut orice, ei neavând, practic, niciun ban. Suntem așa și așa buni la teorie, suntem buni să identificăm ideile, dar când vin de la alții. Asta. Noi, azi modelul danez. Creativitate nouă, da. Modelul danez astăzi. Un artist danez, mare, înțeleg, a fost tocmit să realizeze o serie de opere artistice pentru un muzeu, cu tema capitalismul modern. Trebuia să fie o reinterpretare a unor lucrări mai vechi ale aceluia și făcuse el o lucrare cu niște bancnote lipite pe o pânză albă, și asta era tema, și atunci i-au cerut să reinterpreteze. Muzeul i-a virat artistului aproximativ 84.000 de euro. Oho. În schimbul acestor opere, a zis: maestre, faceți? Facem. Pac, i-au virat. Faceți, ține și un preț. Da. 84.000 de euro. 84.000 de euro, vă fac o lucrare frumoasă. Transport inclus. Da. Lucrările au fost livrate la termen, s-a și ținut de cuvânt, sub forma a două tablouri de mari dimensiuni. Și când le-au despachetat, curatorii Pinacotecii au constatat cu o anume stupoare că în rame se aflau doar pânze albe, goale, neatinse. Adică, practic, pânză albă frumoasă. Pictorul și-a intitulat opera, ia ghiciți cum? Ia banii și fugi. E și foarte bun. Foarte bun. Foarte, foarte bun. Înțelegeți? Am și eu tablouri de-astea pe toți pereții, nici la rame. Practic, am pereți albi. Sunt foarte artistic. A ieșit, evident, un pic de scandal. Muzeul amenință cu un proces. Îl acuză pe artist că a încălcat contractul. Nu suntem un muzeu bogat, a spus un reprezentant al instituției, deci i-a și fraierit, care a adăugat că, citez, banii provin din rezervele modeste alocate întreținerii clădirii. Sperăm că vom primi banii înapoi. Păi erau pentru ingrasia de sus. Artistul însă zice că nu. Citez, lucrarea este că le-am luat banii. Mamă, ce bun e. Le-a făcut o lucrare, le-a luat banii, a declarat el pentru un post de radio danez. Nu este furt. După care a spus, îi încurajez și pe alți oameni care au condiții de muncă la fel de mizerabile ca ale mele, să facă același lucru. Dacă rămâneți într-o slujbă proastă și nu sunteți plătiți și vi se cere de fapt să scoateți bani din buzunar ca să mergeți la serviciu, atunci apucați ce puteți și fugiți, a recomandat artistul. Asta e. Muzeul a expus totuși lucrările pictorului. Deci s-a folosit de... Da. Nu-mi dau seama dacă au făcut toți zugrăveală sau ceva, dar au expus aceste lucrări și acum speră că totuși artistul va da banii înapoi. Deși, băi, e bun asta, capitalism, ce să zic, ia banii și fugi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.